Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit pe internet, aplicații gaming, la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint un soft de convertit fișiere audio. Softul se numește Helium Converter și a fost dezvoltat de Intermedia Software din Suedia și este gratuit. Acum să descărcăm și să instalăm Helium Converter, aici îl găsiți, vă voi lăsa link la descriere. Save, așteptăm puțin să se descarce, s-a descărcat și acum să-l instalăm. Este simplu de instalat, vă selectați aici unde vreți să fie instalat. Eu o să las în C, Next, Next, să creăm o iconiță pe desktop, Next și Install. S-a terminat de instalat. Acum să rulăm softul. Helium Converter este un soft de gestionare a muzicii care poate extrage, răsfoi, redenumi, edita etichete, reda muzică, are funcții care vă ajută să redați, să căutați și să vă organizați MP3-urile, CD-urile, vinilurile și oferă suport complet pentru conversia de la și într-o mare varietate de formate de fișiere muzicale. Și aici aveți lista cu formatele suportate, iar aici cu formatele rezultate în urma conversiei. Interfața grafică este destul de decentă, bine aranjată și ușor de înțeles. Și acum voi expanda această coloană cu opțiuni și vom merge la View, Show Views bar Expanded, dăm click și după cum vedeți, acum vedem ce înseamnă fiecare dintre opțiuni. Aici, în această coloană, aveți mai multe moduri de a căuta fișierele muzicale, după lansări de albume, după artiști sau trupe, după piesele muzicale, puteți crea playlisturi, puteți importa playlisturi, modurile de căutare după etichete, după genuri muzicale, după ani și statisticile sunt disponibile doar cu versiunea premium a softului și după cum vedeți au un lăcățel în colțul din stânga sus și dacă dăm click aici, uitați, ne va cere să cumpărăm versiunea premium. Aici puteți găsi versiunea premium dacă doriți să o cumpărați, vă voi lăsa link la descriere. Acum să încărcăm câteva fișiere cu muzică, eu am pregătit aici un folder cu câteva piese muzicale. În acest folder am formate diferite ca să vedem dacă face conversia Helium Converter și dacă sunt funcționale. Acest fișier este de tip WAV, acesta este de tip FLAC, iar acesta de tip OGG. Acum să încărcăm fișierele și vom merge la Tracks, aici la Add Files to Library, ADD, și vom încărca acest folder și vom da OK. După cum vedeți, a încărcat toate cele 5 piese. Puteți să vă aranjați piesele cum doriți, trăgând de piesă în sus sau în jos. Așa, puteți să ascultați piesele dacă doriți, dând dublu click. Nu pot să redau sunetul piesei pentru că este protejată de drepturi de autor. Deci puteți folosi Helium Converter și pe post de player muzical. Acum vom merge și ne vom uita la proprietățile fișierelor muzicale încărcate și voi alege acest fișier muzical. Putem merge cu click dreapta și da proprietăți, sau putem merge aici la tag editor, la tools și proprietăți. Iar aici ne arată o prezentare generală cu durata piesei, bitrate-ul, frecvența, formatul fișierului, iar aici sunt informații detaliate despre etichetă. Și aici avem tipul fișierului MP3, versiunea, bitrate-ul, durata piesei, iar aici avem detalii despre piesă, cum se numește și cine o interpretează. Aici ar fi trebuit să fie informații despre album, despre an, alte comentarii, genul muzical. Aceste informații zic eu că sunt importante pentru iubitorii de muzică și de informații statistice. Dar pentru aceasta vom merge și vom completa noi aceste informații lipsă. Dar înainte de aceasta, voi puteți să apăsați butoanele de like, subscribe și share, iar pentru acest lucru eu vă mulțumesc. Acum voi închide această fereastră și vom merge aici la download. După cum vedeți și aici sunt informațiile despre artist și piesă. Vom merge acum la download, vom da prima opțiune, download track info. Din câte mi-aduc eu aminte, albumul se numea The Bridge. Și voi da OK. Iar aici, după cum vedeți, au apărut mai multe variante și va trebui să alegem noi una din ele care credem că este cea corectă. Din câte știu eu, anul era 1995 apariția albumului. Haideți să selectăm pe prima, iar de aici putem modifica noi datele de aici. Mergând aici și dând switch, artist, titlu, album, remix dacă este subtitlu. Aici bineînțeles sunt mai multe opțiuni pe care le veți descoperi voi. Și haideți să mergem, uitați că a trecut și numele albumului. Aici puteți modifica anul apăsând pe aceste trei punctulețe. Din câte știu eu era 20 octombrie 1995. Haideți să trec. 10, ok, și uitați că a fost modificat aici. Aici cred că e numele brandului, nu știu care era, voi lăsa așa. Nu știu genul, dacă era house, cred că era dance pop. Așa. Și acum, după ce terminăm cu modificările care dorim să le facem, dăm OK și uitați că se procesează datele introduse de noi. Acum vom merge să vedem dacă datele introduse de noi au fost atribuite piesei, fișierului. Și vom merge aici la date despre etichetă. Uitați, numele formației, denumirea piesei, albumul, ziua, luna și anul care le-am introdus, genul muzical, până și aici la fișierul sursă i-a fost atribuit denumirea albumului. Acum vom merge la modul de căutare după artiști, să vedem dacă cei de aici apar aici. După cum vedeți, toți apar aici, fiecare are câte o piesă. Dacă doriți, puteți pune o fotografie de profil a artistului sau a trupei, dați click aici pe aceste 3 puncte. Dacă aveți pe PC, o luați de pe PC, dacă nu, o downloadați de pe net, dați click, OK și a adăugat fotografia. Iar dacă dați dublu click aici, mergeți la aceste 3 puncte, puteți pune o imagine de background, haideți să alegem pe centru, OK și uitați cum a adăugat imaginea. De aici puteți să completați cu informații despre artist sau trupă, nume, țara de unde provine, pagină web, când s-a născut, când a decedat, aici informații despre grup, la fel, aici puteți completa cu informații despre grup, urmăritori, iar aici puteți să adăugați o fotografie a albumului. Tot așa, mergem pe net și selectăm de aici o imagine, OK și uitați cum a adăugat imaginea. Aici sunt piesele care sunt conținute de album. Noi, pentru că am adăugat doar una, avem pe cea adăugată. Și dacă mergem aici la lansări de albume, trebuie să apară albumul creat de noi. După cum vedeți, acesta este albumul pe care l-am creat. Cam atât pentru acest prim tutorial despre Helium Converter, în care am învățat ce este Helium Converter, de unde se descarcă și cum se instalează, ce formate sursă suportă și în ce formate face conversia, în câte moduri puteți căuta fișierele muzicale, unde găsiți versiunea premium, cum încărcați fișierele muzicale, cum să editați etichete, cum să personalizați profilul unui artist sau unei trupe și cum să creați un album. În tutorialul următor vom învăța cum să creăm un playlist și cum să convertim fișierele cu muzică. Vă aștept în rubrica de comentarii de mai jos cu întrebări, propuneri și sugestii, iar pentru asta abonați-vă mai jos și apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări despre tutorialele următoare. Iar până data viitoare, la următorul tutorial, nu uita să apeși butoanele de like, subscribe și share. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și o zi enervant de bună. Bye bye!